Pe tine te confundă lumea cu Daniel Nuță. Cu cine? Cu Daniel Nuță din Groapa, din serialul Groapa, pentru că pe el strigă în continuu numai Smiley, Smiley și el zice că este fratele tău geamăn. Ai spus amândoi... Eu îl știu, eu n-am apucat să mă uit la Groapa încă. Am auzit că e foarte mișto. Dar eu pe el știu din... Din Otomanii. Și mi-a plăcut, da, și mie mi s-a părut că aduce așa. El își lăsase părul lung, nasul, după aia... Pac, bărbia, s-a tuns, tot. V-a tuns cam în același timp. Da? Da, dacă și el s-a tuns acum pentru proiectul ăsta, nu mai are părul lung ca în Otomanii. Bă, ce să zic, mi se pare un tip extrem de talentat și foarte chipeș. Deci ați înțeles. Așa. Și, nu știu, nu ne-am întâlnit niciodată, dar va fi interesantă întâlnirea. Pentru că și tu ești actor. Așteptăm Ramon 2. Am pus așa o pilă. Da, deci eu nu știu de ce nu, că jucați foarte bine. Dacă n-aveți un ATC, eu nu sunteți actor. Nu, eu mă joc. Nu pot. N-aș putea niciodată să mă pun pe aceeași... pe același calapot cu un actor profesionist. Niciodată nu. Niciodată n-am avut pretenția asta... Pentru mine e o joacă, mă bucură când îmi mai dau prietenii cât un rol așa pe pile, adică nu am... Mă interes ca să te plătească mai puțin. Da, e o chestie care urmăresc, adică nu-mi doresc să am o carieră în treaba asta. E o treabă care mă distrează, nu o fac nici pentru faimă, nici pentru bani, o fac de fan, efectiv. Dacă e fan și mi se pare mișto, o fac, nu o problemă. Deci e posibil să te mai vedem în ceva lungmetraj, seriale? Asta sigur, da. Asta sigur. Ai ceva pregătit? Că... Da, dar nu pot să vă povestesc acum. Dar mai primesc o grămadă de propuneri, așa, de roluri mai mici, mai mari, dar acum depinde și de timp, știi? Uite, vezi, tu nu ești actor, dar actorii se duc la casting și sunt refuzați, iar pe tine te sună lumea și tu... Da? Da? Nu cred. Da, cum să nu? Mi s-a spus, bă, eram puștan, vino la un casting, vreți să joci într-un film? Bine, deci am fost chemat pentru Un Pas Înainte, mai țineți minte Un Pas Înainte? Da, bine. Pentru primul sezon de la Un Pas Înainte. Și nu am luat rolul, că mi-au zis că dedusem pentru rolul băiatului care venea de la țară și nu știu ce. Și mi-au zis, bă, dar îmbracă-te și tu mai normal așa, adică. Și zic, și m-am îmbrăcat cât am putut de normal, tot n-a fost bine. Și, mă rog, ok, nici n-am, nu, probabil că nu mă pot, adică sigur nu mă pot spune pentru rolul ăla. Și am, în următorul sezon, m-au chemat pentru un alt rol, care mi se potrivea mult mai bine. Oricum, era și în perioada aia când erai arhiplin cu tot felul de concerte, evenimente, nu că acum ai avea și timp liber, că te văd, nici în vacanță nu stai locului. Da. Și apropo de vacanță, vreau să te cer așa un pic din poziția de fan. S-o las și pe soție să vorbească mai mult pe videovlogurile voastre sau cum daily vlog sau cum numiți voi ce postați pe site-urile de socializare. Da, daily talk. Daily talk, așa scuză. Da. Că sunt curioasă cum montați pe rând, îi spui ai și tu vorbești și tu puțin că filmezi și cred că doar tu filmezi. Eu fac toate textele, filmez toată povestea, cumva ce văd eu și îmi imaginez eu așa că ar fi funny să postăm și interesant. Și după aia scriu textele cât repede. Dar să știi că și Gina are un aport așa când e lângă mine când scriu. Da? Da, da, da. Că vrem să auzim și pe ea mai des, că ea, asta e. Da. Vine puțin peste tine și dă așa strop de comedie puțin în... Da, 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 da. Păi o să mai facem, cred, că toată lumea ne întreabă. Nu mă întreabă oamenii de muzică, cât mă întreabă de daily talk-urile astea, mi se pare funny. Da, o să mai facem, când mai plecăm. Acum, deocamdată, nu prea mai avem timp să plecăm.